Salutare și bine te-am găsit la clipul cu cel mai spectaculos BMW pe care poți să-l cumperi în 2023. O mașină care are cel puțin 5 moduri în care poate să deschidă ușile. Open the door. Sure, I will open your door. Un ecran 8K de 31 de inci. Pe muzică de Hans Zimmer se ridică jaluzelele, se închid parasolarele și coboară acest ecran de 31 de inci la rezoluție 8K. Tapiserie din cașmir care costă cât o Dacia nouă. Acesta este cel mai scump interior de BMW, fără să fie din piele. Pentru că deși scaunele sunt îmbrăcate pe spate din piele, aici avem cașmir și cele mai spectaculoase beculețe din industrie. Plus cristale Swarovski la interior. Îți dorești așa ceva? Foarte bine, dă fuga repede și cumpără-ți un BMW i7 dacă îți dorești cel mai spectaculos BMW făcut până acum. Deși am mai vorbit despre mașina asta la momentul lansării, atunci când a fost prezentată oficial în Germania, opinia despre exteriorul ei nu mi s-a schimbat. Rămân în continuare la părerea că nu așa arată o mașină electrică, așa arată un BMW seria 7. Da, trebuie să fie șocant și impunător, iar cei de la BMW au reușit cu brio. Botul acesta este într-adevăr șocant. Când o vezi în spatele tău, când o vezi în lunetă, sunt șanse mari să te dai la o parte. Nici măcar nu voi trola blocurile optice, farurile care seamănă cu cele de pe C4 Picasso. Nu despre asta este vorba aici. N-am de gând să trolez foarte tare nici măcar grila asta, despre care unii spun că arată ca un calorifer. Pe mine mă interesează alte lucruri când vine vorba de o mașină electrică, despre care o să zic puțin mai încolo. Din punct de vedere design, mașina asta este șocantă și este interesantă pentru foarte mulți oameni. Uite un exemplu. Hai, zi ce vezi. Nu știu, e greu de... un ecran foarte mare. Așa. Interiorul e super curat, nu știu cum să zic, e foarte clean. Ai văzut ce pluș are? Am văzut. Ca la Rolls. Ce tare. Mă uitam în sus să văd dacă avea și skylight. Are. What? Numai să găsești butoanele. E un televizor? Da, ăla e un televizor. 8K. Păi, eu cred că trebuie să mergem. Hai să mergem. Nu cred. Te-ai prins imediat, mamă, de unde vine. Ce tare! Cine sunt eu așadar să judec gusturile oamenilor? BMW își înțelege foarte bine clienții. Când vrei o limuzină, trebuie să fie mare și impunătoare. și să aibă și o vopsea din asta de 3500 de euro care nu se polișează. Negurul ăsta arată foarte bine și în același timp estompează, dar și accentuează câteva din accentele mașinii. Blocurile optice, într-adevăr, farurile se vor vedea mai bine. Blocurile optice de pe spate și farurile din față arată mai bine când sunt decupate cu negru. Dar altfel sunt foarte multe elemente aici în față. Foarte multe elemente. Mașina asta, într-adevăr, arată, din punctul meu de vedere, ca un muscle car transformat în limuzină. Cuvântul șocant s-ar putea să fie cel mai potrivit, pentru că altfel ar trebui să-i spun, nu știu, brutal. Este un design un pic brut, dar care are o logică. Pentru că trebuie să fie foarte înainte și botul acesta este vertical și o idee înainte. Da, este un tribut către modelele mai vechi, clasice, de aceea mi se pare și un pic retro-futurist. Deși grila asta este închisă, nu are nevoie să se deschidă, deși zonele de ventilație sunt ascunse în partea de jos, deși poate fantele acestea prin care aerul circulă către roți ar fi putut fi făcute ceva mai eficient. Despre eficiență vă spuneam un pic mai încolo. Hai să ne mutăm un pic din lateral ca să vă arăt totuși de ce mașina aceasta reușește să impresioneze atât de mult oamenii care își doresc un BMW sau o limuzină mare. Pentru că Mihai, cameramanul nostru, trebuie să dea mult în spate. Nu cred că s-a mai dat așa de în spate pentru nicio mașină în ultima vreme. Avem o mașină extrem de lungă. Nici măcar nu să vă spun câți metri are, pentru că este un 7 lung în esență. Și după ce are un bot în ăsta vertical, mai are și o capotă lungă, iar de aici până în spate avem niște uși care se deschid extrem de generos și sunt mari. Dar, din lateral, ai pur și simplu silueta unui sedan, unui șeptar tipic. Și asta nu este rău deloc. Oamenii asta își doresc. După ce am o capotă lungă însă, cu nervurile astea pe mijloc, care mi-aduc aminte de Formula 1 puțin, am un parbriz destul de vertical și destul de mic. Acces lateral pe niște uși destul de drepte, cu foarte puține nervuri. O să-ți atrag atenție, evident, jantele acestea din echiparea BMW individual. Mașina are pe ea o grămadă de dotări individuale, altfel nu putea să ajungă la prețul acesta de 192.000, plecând de la 130.000 preț de bază. Jantele astea pe individual, pe 21 de inci. Vă las pe voi să căutați cât costă o gumă, o anvelopă de 225/40/21 cu indice de viteză Y, 102Y și cu extra load, pentru că avem o mașină grea. După care, odată ce am trecut de partea din față, o să vedeți că avem foarte mulți senzori de parcare. Am pe latura asta mai mulți senzori de parcare, doar pe partea dreaptă, mai mulți senzori decât are o mașină economică peste tot. Pentru că am unul aici, ca să nu mai pun cel de pe bară. Deci am pe lateral unul aici, după care am o cameră aici, după care mai am un senzor aici, ăsta este un senzor, am 4 în pragul de jos și mai am încă unul aici. Deci doar pe latura asta sunt 7-8 senzori, că mai am și pe în ușa de aici. V-am numărat bine? Așa de mult sunt 1, 2, 3, 4 și cu 4, 8 senzori doar pe partea dreaptă. Enorm de mulți senzori. De ce sunt atât de mulți? Pentru că mașina asta are și niște funcții inteligente prin care se mișcă singură prin parcare, poate să memoreze trasee și alte asemenea, dar are și ușile alea care trebuie să-și dea seama unde să se deschidă, dar o să ajungem, vă spuneam, și la ele. Venim către spate și o chestie care... hate it or love it, portul de încărcare este acolo unde ar trebui să fie, evident, bușonul pentru carburant. Ei, în momentul în care vrei să încarci mașina, trebuie să vii să apeși, chestia asta nu se deschide automat, după care trebuie să vii să faci aici pentru Type 2 și mai apeși încă o dată dacă vrei să pui conectorul CCS combo ca să poți încărca cu până la 150 de kW. Am reușit, cel puțin la stațiile pe care eu le-am găsit la noi, ea poate să tragă și mai mult, dar mai mult de atât nu am găsit unde să-i dau, după care trebuie să deblochezi din cheie și după aia închizi iarăși. Închizi 1, închizi 2, închizi 3. Trebuie să faci 3 chestii plus deblocarea 4 ca să scoți mașina de la încărcat. E un proces un pic complicat. Anyway, îmi place foarte mult acest, dacă nu greșesc îi spune Hammerman King la BMW, la toată povestea asta de aici, cu zona asta de privacy și sticla de asemenea, iarăși este o opțiune de vreo 2000 de euro pe mașina asta în care ai geamuri cu protecție termică, dar și sunt și fumurii, dar sunt și acustice, au și niște funcții acustice, plus zona asta deci așa de să zicem așa, de intimitate. După care venim către spate și evident, te aștepți, nu? O mașină lungă, cu o lunetă destul de lungă, cu o vizibilitate excepțională. Chestia asta este foarte bună. Deși aici pe spate văd inclusiv degivrarea este super neagră, luneta este foarte vizibilă și oferă șoferului vizibilitate perfectă către spate cu o singură excepție, atunci când pornești theater mode cu ecranul la care îți taie cu totul accesul la ecran. Și de aceea mă întreb N-ar fi fost o idee bună ca atunci când se pornește theater mode, când coboară ecranul ăla, să văd camera de mers cu spatele undeva în bord? Poate n-ar fi fost o idee rea. Hai să venim totuși către spate. Din spate, mașina asta arată foarte bine. Dacă din față, hai să zicem că designul era un pic subiectiv, din spate este mai ușor de acceptat pentru că avem foarte multe straturi. Avem acest mini eleron, după care am capacul portbagajului cu aceste blocuri optice destul de frumurii, foarte frumos închise. Am o siglă mare aici, pentru că trebuie să-și spele camera cu un halo din ăsta albastru. La toate BMW-urile electrice, întotdeauna vei avea acest halo albastru în jurul unei sigle mai mari. Chestia asta este mai mare decât mi-aduc aminte pe un BMW obișnuit. Și în partea de jos o bară destul de mare cu un difuzor aici și un stop din ăsta de frână central ca la Formula 1. Acum, din nou, o chestie subiectivă, spatele arată din nou de parcă ar avea un V12. Mașina asta ar avea un motor termic mare, te aștept să aibă și două evacuări foarte mari. Nu sunt singurii care fac chestia asta și ceilalți producători germani încă mai pun evacuări false sau simulează prezența evacuărilor pentru că pur și simplu clienții lor asta își doresc. Își doresc mașini care să inspire forță prin evacuări. Și acum hai să vedem cât de mare este portbagajul. Capacul portbagajului se deschide ca la un Seria 7 și obții un spațiu de încărcare de vreo 6 de litri, care nu este rău deloc. Iar aici sub podea mai am inclusiv un spațiu suplimentar pentru cablu de încărcare și alte accesorii. E un spațiu bun, nu este rău deloc. Însă se putea mult mai bine, pentru că acesta este singurul spațiu de depozitare al mașinii, în față nu avem deloc. Așa arată compartimentul motor, se spune, francul, portbagajul din față al unui BMW i7. La cât de lungă este capota, aici la interior nu am căpătat niciun fel de spațiu de depozitare. Hai să vă arăt un pic însă ce se găsește sub acest capac de plastic. Auzi asta? Acesta este un compresor de răcire. Este bine izolat aici. În locul unde ar fi trebuit să fie motorul, pe aici pleacă rece, aici e rece, aici frige. Acesta este compresorul de frig care se ocupă de climatizarea bateriilor. L-am auzit pornind și funcționând intermitent și atunci când încărcam pentru a menține și sistemul de încărcare la temperatura corectă. Însă, da, BMW a pus bare stabilizatoare de toate felurile. Mare atenție că acești suporți pentru amortizoare sunt din aluminiu. Mașina asta va fi daună totală destul de repede dacă o lovești în față. Toată fața se va deforma și se vor rupe o grămadă de chestii. Dar cu toate astea, în tot spațiul acesta de aici, nu sunt foarte multe lucruri. În afară de compresorul acesta de climatizare, mai am un motor și un ECU. Iar toate aceste electronice pe care le vedeți, cu siguranță ocupă un spațiu de 3 ori mai mare decât ar fi avut nevoie dacă am fi avut un pic de management al spațiului. Uite, spre exemplu, cât de adâncă este gaura asta de aici. De aici de sus pot să văd inclusiv tot sistemul de suspensie al roții. Pot să văd chiar și pământul de acolo de jos. Da, cu siguranță se putea face o optimizare mult mai bună și de aceea eu rămân de părere că, deși BMW insistă că BMW i7 a fost construit de la zero ca o mașină electrică, are foarte multe chestii de mașină electrică, dar deocamdată este mult prea mult un șasiu de mașină termică decât de mașină electrică. Dacă știi că faci o mașină electrică, o faci un pic diferit. Stai să-i pun capacul că l-am uitat. În primul rând, dacă vrei să faci o mașină electrică, trebuie să o faci aerodinamică, iar cei de la Mercedes au reușit cu EQS să se îndepărteze de un S-Class, dar să facă în continuare o limuzină extrem de eficientă și au fost printre primii care să anunțe un CD de 0,2. Mașina asta nu are un CD, cel puțin nu l-am găsit eu declarat oficial, dar nu aș paria pe mai puțin de 0,25. Și care este problema? Toată grila asta și tot botul acesta foarte vertical, dacă vii un pic din lateral o să vezi, arată ca un zid cu care tu trebuie să împingi aerul. În loc să tai aerul, împinge aerul. După care avem o capotă foarte lungă care nu pune probleme de aerodinamică, ok, dar tot botul ăsta se combină și cu un parbriz destul de înalt. Și acum, pentru puterea exemplului, hai să vă arăt de ce face Tesla lucrurile un pic diferit. Pentru că atunci când faci o mașină electrică de la zero și trebuie să fie electrică, e prea puțin important câtă putere pui. Important e cât de departe vrei să ajungi cu mașina respectivă. Uite-te cum arată botul. Este mult mai jos, este ceva mai ascuțit în partea asta, dar este foarte rotunjit. După care am o capotă scurtă și destul de aruncată către un parbriz. Chestia asta încearcă să facă corp comun. De ce? Ea încearcă să taie aerul, iar aerul va circula pe deasupra. Practic, încerci să te strecori prin aer, încerci să aluneci ca un pește în loc să împingi aerul la o parte. Uite unde se termină, spre exemplu, capota la mașina asta. Comparăm acum mere cu pere. Dar, în esență, cred că veți prinde ideea. Deci, undeva la șoldul meu, înțelegeți ideea? Un bot foarte înalt, foarte masiv, o capotă lungă și apoi un parbriz vertical. Și asta se vede cel mai bine, spre exemplu, după ce te întorci de la mare. Am fost și la drum lung ca să văd care este eficiența mașinii. Uite, spre exemplu, chiar și după o spălare foarte atentă, mai am încă insecte lipite aici. Pentru că le-a luat la 130 km/h, au intrat atât de tare încât nici măcar o spălare atentă nu le-a scos pe toate. Dar același lucru mi s-a întâmplat și pe parbriz, pe care a trebuit să-l curăț de cel puțin 2 ori, pentru că insectele, la cât de ridicat este parbrizul, se lipeau destul de tare și devenea destul de greu de curățat. Prin comparație cu un Seria 3 sau un Y sau orice altă mașină electrică tăiată așa mai picătură, răsturnată, mașinile acelea alunecă mult mai bine prin aer. Apoi, când vine vorba de anvelope, da, ajută să ai anvelope late când vrei aderență și ai nevoie de anvelope late și mari când ai o mașină grea. Avem o mașină de 2 tone 700 și anvelopele de pe ea, deși sunt Pirelli pe 0, cu o aderență foarte bună, acestea au și PNCS, adică Pirelli Noise Cancelling System, adică au burete în interior, asta le face și mai scumpe, însă jantele acestea de spectacol nu sunt cele mai eficiente, pentru că mașina va frâna destul de mult prin regenerare. Ea, spre exemplu, mai pierde un pic de eficiență prin faptul că are foarte multe găuri acolo. Ne interesează jante cât mai închise, cu excepția situațiilor în care le vrem deschise ca să se răcească niște frâne pe care le vom munci destul de mult. Aș putea să trolez niște oglinzi mari, însă am învățat o chestie tot de la niște ingineri germani, că beneficiul pe care îl obții prin eliminarea oglinzilor este anulat de greutatea camerelor și toate calculatoarele și cablajele pe care trebuie să le pui la interior. Că dacă scoți oglinda, să pui încă un ecran în interior, plus camere, plus cablaje și complici foarte tare și tot consumul acelui sistem va anula aerodinamica oglinzilor. Deci nu de aici am fi salvat noi în niciun caz foarte mult la eficiență. Avem și o mașină destul de înaltă și asta iarăși ne pune probleme de eficiență, pentru că parbrizul ăla înalt și mașina lungă plus greutatea. Pe dedesubt, mașina este destul de plată și asta o ajută. Dar cea mai mare problemă a ei rămâne greutatea. Și asta în condițiile în care BMW aniversează în 2023 10 ani de când a lansat primul model de serie 100% electric, BMW i3. Sunt bun la materiale compozite, știu foarte bine să facă automobile, dar din punct de vedere aerodinamic, BMW i7 este în continuare, să zicem, work in progress, nu este un apogeu tehnologic. Cu toate acestea, are o grămadă de tehnologii care sunt de spectacol. Și bateriile sunt de asemenea o chestie de spectacol, cel puțin pentru mine. Pentru că, spre deosebire de Tesla, care este în stare să facă un sedan full electric, nu mai există decât un alt singur producător care vinde în Europa un sedan full electric, BMW i4. De ce? Pentru că BMW reușește să ascundă în pragul mașinii un pachet de baterii de 11 cm. Cei mai mulți producători încearcă să mascheze pachetul de baterii de aici făcând crossovere sau SUV-uri. BMW ne arată un i7 pentru că aici, în podeaua mașinii, este un pachet de baterii, vă spuneam, de 11 cm, care pornește din față și se duce până în spate. Așadar, strategia de care v-am mai spus eu cu skateboardul electric funcționează și aici, dar cu un pachet mai mic de baterii poți să faci inclusiv sedanuri. Așadar, abia așteptăm un BMW i5 cu măcar un sfert din tehnologiile de pe i7 și tot ar fi foarte bine. Însă, dincolo de partea de baterii, o să vă spun foarte repede ceva despre motoare. Motoarele de pe mașina asta sunt 2 și sunt cu un magnet permanent, dar pe o tehnologie foarte interesantă cu o bobină. V-am plictisit deja, nu? În esență, mașina poate livra 544 de cai și face 100 sub 6 secunde. Mai multe despre cum se conduce atunci când vom merge cu ea. Dar acum a venit momentul acela că v-am promis să vă arăt cum se deschid ușile și în câte moduri. Sunteți pregătiți? Pentru că asta, într-adevăr, ia ochii tuturor celor care văd pentru prima dată. Și hai să începem. Senzorul ăsta de parcare este și buton. Și în momentul în care îl atingi și te dai la o parte, Cu acest pachet de uși automate, mașina își deschide complet ușile. Este o opțiune și asta de vreo 2000 de euro, 1700-2000 de euro, ceva de felul ăsta. Nu este rea, e nice to have. Apeși butonul, ușa se deschide. Pe bord am opțiune de uși automate. Este o opțiune suplimentară și îmi permite să închid și să deschid ușile, ba chiar pot să le închid și pe toate la o singură apăsare de buton, în funcție de cum le setez. Dar mai avem, cu sau fără opțiune de uși automate, mai un buton aici, care o să deblocheze pur și simplu ușa, după care te poți folosi de propriile tale mâini. Dar mai avem, ușa mai are încă o clapetă ascunsă, prin care vei putea deschide ușa dacă nu ai, spre exemplu, electricitate, pentru că astea sunt dependente de curent. Este ascunsă aici de desubt. Și dacă trag de ea, am deblocat ușa. Aia cred că este singura comandă analogică cea mai rămasă de deschis ușile. Dar mai avem. Open the door. Sure, I will open your door. Close the door. Okay, I will close your door. Asta este VIP Next Level. Și funcțiile astea funcționează pentru toate scaunele, pentru că are microfoane încât să-și dea seama cine dă comanda de pe care scaun. Dar mai avem inclusiv un meniu aici pe ecran unde pot să controlez toate ușile, să le deschid pe toate sau să le închid pe toate sau să le închid una câte una. Spre exemplu, și dacă m-am răzgândit apăs așa și așa le închid. Mai am și setări suplimentare, spre exemplu, de aici poți să acționezi închiderea ușii șoferului apăsând frâna. Și asta este un lucru foarte fain care îți permite să vii la mașină cu cheia în buzunar, apeși o dată pe ușă, se deschide ușa singură, să așezi pe scaun, apeși o dată frâna și abia apoi pornești mașina și pleci la drum. Interiorul este fain. Am un volan mare, un fel de rotund tăiat, niște chestii de aici care nu știu dacă arată de BMW i7, cred că este aluminiu, sper, par metalice așa, însă sunt foarte multe combinații de materiale care până la urmă nu dau rău împreună. Am văzut inclusiv anumite versiuni cu fibră de carbon, dar aici am, spre exemplu, un lemn. Aici am piele cu sută, piele cu sută, după care am iarăși lemn cu inserții, uite, de aluminiu. Aici am un spațiu de încărcare wireless pentru telefon. Telefonul este foarte fain acolo. Aluminiu și aici, lemn, cup holder iarăși cu tot felul de materiale, pe care am plastic glossy și evident ți-au luat deja ochii toate cristalele Swarovski. Butonul de volum, controlorul de la iDrive și manețica de la poziția cutiei de viteze, să-i zicem așa, plus toată zona asta de aici, care asta nu bag mâna în foc că este Swarovski, s-ar putea să fie totuși un policarbonat, însă toate astea arată bine împreună. În plus, șoferul și pasagerul au butoane în acestea, astea sunt cu cristale Swarovski și le-am mai văzut pe BMW iX. Este un pachet evident de lux, care adaugă, sunt tot felul de pachete, cred că sunt vreo 7 pachete puse de toate pe mașina asta, care au ridicat prețul de la baza de 132.000 la 192. Și mai sunt și gesturi, apropo. Aici avem control de gesturi, ca să nu trebuiască să atingi nici prea multe butoane dacă asta îți dorești. La capitolul tehnologie nu o să insist foarte tare pe BMW iDrive pentru că este încă în evoluție, dar cei de la BMW recunosc că se vor duce și ei către o versiune de Android Auto care nu o să fie neapărat Android Auto. În esență, da, avem același meniu foarte rapid cu aceste ferestre care răspund imediat. Poți să-ți adaugi inclusiv widget-uri suplimentare, însă dacă ești intimidat de ele, este întotdeauna foarte simplu să-ți legi telefonul și să ai CarPlay pe tot ecranul. Dacă ai CarPlay sau Android Auto, ești ok, însă dacă vrei să folosești vreuna din funcțiile mașinii, și sunt multe, pur și simplu vii aici la zona de aplicații și cauți ca în telefonul tău. Și dacă vrei să cauți, pe exemplu, de unde dai drumul la masaj, te poți duce la Seat Comfort și ai scaunele. Și de aici poți să activezi, este încă o opțiune plătită, poți să dai drumul la masaj și ai masaj pe 3 tipuri de intensitate de foarte multe feluri. Foarte multe feluri de masaj pentru toate scaunele, apropo. Așa arată, uite, controlul pentru scaunul pasagerului, poziție masaj, dar la partea de climatizare ai acces inclusiv la încălzire și ventilație, nu doar în scaune, ci și în volan și alte asemenea. Te aștepți să ai așa ceva, evident, într-un BMW de ultimă generație. Multe, multe opțiuni la capitolul ăsta. Cu toate acestea sunt mai puține butoane ca altădată. Interiorul este mult mai minimalist. S-au mutat destul de multe pe ușă, pe lângă butoanele care controlează ferestrele, mai am un buton de child lock, dar unul care mi-activează meniurile pentru toate ușile, să am acces rapid la tot felul de parasolare, la închiderea ușilor, la alarmă, la deblocare, la absolut totul. Am controlul pentru scaune aici, am memoriile pentru scaune plus meniurile suplimentare pentru ele dacă vreau să dau drumul la masaj, încuiat, descuiat mașina și apoi aici iarăși butonul de deschidere automată. Pe bagheta asta de aici din mijloc am controlul pentru ventilație, partea de degivrare, avaria, dar și torpedoul, care se deschide foarte elegant printr-o singură atingere de buton. Vei avea nevoie de curent ca să deschizi torpedoul, mare atenție. Partea de control de aici iarăși de butoane, mă bucur că au păstrat-o pentru că sunt la îndemână, odată ce te obișnuiești cu ele, sunt la îndemână mai ales volumul. E foarte fain să ai aici la îndemână volumul pe care îl poți controla și cu gesturi. Sunt tot mai multe gesturi care pot memora inclusiv funcțiile mașinii pe care să le faci făcând așa sau mai bine să nu insistăm. Nu știu câte lume le va folosi când ai la dispoziție Swarovski cu tot felul de controale. Însă nu locul șoferului este cel mai spectaculos din mașină, trebuie să ne mutăm pentru asta pe locul VIP-ului. Așa arată locul VIP-ului și da, este experiență business class de top. Am covoare plușate, ca la Rolls-Royce, BMW deține Rolls-Royce. Am scaune îmbrăcate în piele, inclusiv buzunarul acesta este îmbrăcat în piele cusută, foarte fain. Am aluminiu peste pielea cusută, am tot felul de inserții metalice, iar aici am acces la un port de încărcare și un sistem de accesorii suplimentare prin care poți să-ți pui umerașul pentru haina aici. Arată ca un scaun de lounge de business class. Uite și tu ce frumoase arată bucățile astea de lemn cu aluminiu combinate cu pielea. Aici însă, între scaune, nu am prea multe lucruri, am doar un control manual pentru aer, astfel încât să nu fie intimidant pentru VIP, indiferent cine este el. Poți să controlezi jeturile de aer și intensitatea lor. Iar aici, cred că există o opțiune care n-a fost pusă pe mașină pentru scrumieră. Iar aici poți să-ți pui telefonul la încărcat wireless, însă poți să-ți pui telefonul la încărcat wireless și aici. Cotiera este foarte generoasă și include inclusiv cup holdere. Și are și spații de depozitare și încă 2 USB-uri aici. 2 plus încă 2, 4 USB-C-uri care pot încărca aproape orice. Tare, nu? Iar pe aici poți să pui inclusiv echipament de schi dacă ai de gând să duci cu mașina asta la zăpadă. Probabil că ați observat deja cum arată scaunele. Acesta este cel mai scump interior de BMW, fără să fie din piele. Pentru că, deși scaunele sunt îmbrăcate pe spate din piele, aici avem cașmir. De aceea am spus că interiorul acesta este cel mai scump și costă cât o mașină nouă. Este undeva la vreo 12-13.000 de euro în acest pachet și cred că este într-adevăr spectaculos. Materialul este extrem de plăcut la atingere și combinația asta cu piele perforată pentru partea de ventilație arată foarte bine. Pluș, cașmir, piele, inclusiv centurile sunt asortate la culoare. Pe plafon avem evident alcantara și tot felul de sisteme de iluminat care arată spectaculos pe timp de noapte, să nu mai vorbesc despre toate culorile care se plimbă pe sub zonele acestea cristal. Când spunem că BMW i7 însă știe să facă spectacol, ne referim mai ales la theater mode. Pe muzică de Hans Zimmer se ridică jaluzelele, se închid parasolarele și coboară acest ecran de 31 de inci la rezoluție 8K. Aș putea să merg mai departe? Evident că aș putea să merg mai departe. Ce aș putea eu să fac? Aș putea să mă așez în poziție de lounge. Scaunul pasagerului din față, dacă nu este ocupat, coboară și se duce în față, ca să-mi facă mie loc la picioare. Pentru că dacă vreau o experiență completă business class, am nevoie de tot spațiul disponibil la picioare. Și pe lângă faptul că mașina aceasta, vă spuneam, este echivalentul unui BMW seria 7 long, cum îi se mai spune, am genul ăsta de scaun care îmi poate susține nu doar picioarele, ci mai am inclusiv un suport pentru călcâieci. Cred că aș putea să fiu chiar mai înalt de atât. La 1,76 încă mai e loc. Cred că ai putea să ai și 2 metri în poziția asta sau te poți lăsa și mai pe spate. Uite, cam așa. În următorul bull run, când faci 200.000 și trebuie să călătorești către o destinație unde nu se zboară cu avionul, ai putea să zbori așa. În timp ce aici pe ecranul mare, hai să ne revenim. În timp ce pe ecranul mare aici poți să te uiți la Prime Video, care este instalat automat pentru că ecranul acesta rulează sistemul de operare al celor de la Amazon, Fire TV, dar mai avem Netflix, YouTube, Disney Plus și un App Store din care mai poți instala diferite aplicații, vă spuneam, din ecosistemul de la Amazon. Pentru a folosi acest ecran, ai nevoie de o conexiune de tip eSIM, adică mașina are nevoie de internet și chestia asta se face prin activarea unei opțiuni suplimentare împreună cu cei de la BMW sau așteptăm să se activeze și în România posibilitatea să îți legi SIM-ul tău la mașină într-un mod inteligent prin care mașina ia datele SIM-ului tău și îl face cumva ca al doilea consumator al abonamentului tău. Practic ai putea să ai același număr de telefon și în mașină. Și da, experiența acestui ecran este wow pentru că toți cei care au urcat în mașină mi-au spus că asta i-a impresionat cel mai tare. Tare, nu? Chestia asta are și o cameră aici. Nu știu exact la ce puteți să o folosești. Poate în viitor să faci zoom din mașină, să faci videoconferință. Oricum, sunetul din mașină este absolut spectaculos pentru că este de la Bowers & Wilkins, iar combinat cu ecranul acesta este într-adevăr foarte fain. Este o experiență de cinema completă și da, în momentul acesta, bancheta din spate, canapeaua din spate de BMW i7 este cel mai luxos loc în care poți să te uiți la filme ever. Pur și simplu. Nu pot însă să nu trolez o chestie. Dacă tot era mașină electrică, de ce are nevoie de tunel de transmisie? Mașinile electrice nu au tunel de transmisie. Desigur, nu o să ai 5 pasageri în mașina asta, pentru că al 5-lea să stea cu picioarele aici așa la bărbie. Dar ai putea. De ce e chestia asta aici? Nu înțeleg. Dacă este electrică de la zero, n-ar avea ce să caute. Am vorbit destul la exterior și ar mai fi fost destule. Dar nu mai bine o și conducem. Primul lucru când vin la mașină, apăs butonul, mă dau la o parte, ușa se deschide complet dacă nu vede obstacole. Eram eu lângă ea și a văzut un obstacol. Altfel se va deschide până aici. Dacă sunt alte mașini în parcare, se va opri suficient de aproape de ele. Apoi mă așez și dacă am activat, vă spuneam eu, funcția aia prin care apăs frâna, ușa se închide singură, îmi pun centura. Ei, și acum apare iarăși o chestie care mi-aș plăcut ca cei de la BMW să o facă un pic diferit. Pentru a porni mașina trebuie să apăs frâna, apoi apăs start și după ce apăs start trebuie să dau în drive. Și dacă vreau și regenerare automată, adică conducere single pedal, mai dau încă o dată ca să intru în B. Mie îmi place să conduc mașina în modul eficient, nu de dragul eficienței, ci pentru că are o curbă de livrare a puterii ceva mai dulce. La 544 de cai, mașina poate să plece destul de repede, dar o să facem și chestia asta. Pot să merg de aici modul în care vreau să conduc. Pe lângă modul de teatru pe care ți l-am arătat deja, mai am personal în care pot să fac eu setările mele, sport când totul se schimbă pe roșu, scaunele sunt mai strânse, afișajul se modifică și el și mașina va răspunde ceva mai repede și în modurile astea în care nu sunt în B, spre exemplu, trebuie să rămân, dacă sunt doar în D, trebuie să aleg eu cât de multă regenerare vreau să facă. Înainte să mergem mai departe, dăm doar 30 de secunde să-ți spun despre sponsorul nostru, GB.ro. Ne-am obișnuit să cărăm după noi un mănânc de cabluri semi-inutil. Unul dintre ele nu încarcă suficient de rapid, altul nu transferă date, celălalt are mufa puțin ruptă. De ce să ne iei un singur cablu care să reziste foarte bine și pe care să-l ai cu tine tot timpul, chiar și în mașină? Uite, de exemplu, un USB-C la Lightning sau un USB-C la un USB-C, care practic poate încărca și un laptop la puteri de până la 100 de W, cel puțin asta este în varianta de 3.2, cel de 2 metri, sau chiar transfera date la viteze de până la 10 GB pe secundă. Poți să conectezi un SSD extern, poți să conectezi telefonul, laptopul și ai un singur cablu de care să ai mai multă grijă, desigur, decât de celelalte. Ambele variante de cabluri le găsești pe gb.ro, acolo unde am testat toate produsele înainte să le punem pe site și să le putem recomanda cu cea mai mare căldură. Prima chestie cu care trebuie să mă obișnuiesc, a trebuit să mă obișnuiesc în mașina asta și în continuare mă impresionează, este cât de manevrabilă este, pentru că virează inclusiv cu roțile din spate. Și asta îi permite să se comporte în spații înguste ca o mașină compactă. Mașina are inclusiv sisteme în astea inteligente de deschis poarta dacă vrei să-ți instalezi așa ceva. Iar prima senzație asta este atunci când pleci la drum, mașina asta este foarte silențioasă. Iar manevra asta de ieși din prima, mie nu-mi iese cu mașina mea, pentru că Model Y-ul meu nu are roțile din spate, nu virează cu ele. La 20 de km la oră în traficul urban ești complet decuplat. Am trecut inclusiv peste o denivelare acolo, o gâlmă din aia, o cocoașă, aproape că nu le simți. Avem suspensie pneumatică, care este o suspensie opțională, care, deși are inclusiv setări, opțiuni M-Sport pe mașina asta, o păstrează extrem de confortabilă. Cred că partea de M-Sport este doar mai degrabă de design și de răspuns și de ceva dinamică, însă mașina în mod normal, atunci când o conduci, îți dă senzația asta de barcă, de mașină mare, grea, cu suspensii pneumatice extrem de confortabilă și pe un sector de drum cu destul de multe denivelări rămâne silențioasă și nu doar silențioasă, ci și, vă spuneam, cât se poate de confortabilă. Și deja puteți să observați că chiar dacă sunt în D, a încetinit aici, pentru că în modul acesta poți să o lași pe ea să se oprească automat folosind radarul din față. Are un radar care vede până la 300 de metri în față și poate să frâneze automat sau să înceapă regenerarea mai devreme, astfel încât să nu trească să calci frână. Și asta este iarăși o chestie foarte bună, această regenerare adaptivă. În alte părți ale lumii, pe baza hărții, își dă seama și dacă se apropie de o intersecție sau de un giratoriu și va încetini înaintea lor. Aici se bazează doar pe distanța față de celelalte mașini. Și câtă vreme trebuie doar să o conduci, o să descoperi destul de repede că este o experiență foarte relaxantă să conduci mașina asta în condiții de trafic. Este și mai eficientă, apropo, în oraș, pentru că la viteze mici, evident, aerodinamica aia destul de slabă nu va pune probleme. Problemele apar când vei depăși 80-100 de km la oră. Dar ajungem și acolo. Așadar, în condiții de oraș, este foarte manevrabilă, este foarte confortabilă, extrem de bine insonorizată, sunetul se aude foarte bine, iar ambientul este confortabil și relaxat. Este exact ce te aștepți de la un BMW care îți promite plăcerea de a conduce. Mașina are însă și sisteme de asistență de nivelul 3, care vor fi activate la un moment dat și aici, însă, deocamdată, știe să se conducă aproape singură pe un drum european, să zicem, unde vei sta în coloană și mașina va păstra distanța față de mașina din față, ba chiar o să facem și câteva depășiri puțin mai încolo. Din nou, chestia asta cu viratul, câteodată, mă sperie puțin, aia arată mai groapă, apropo. Pentru că dacă fac, uite așa, ai senzația că mașina se îndoaie de la jumătate. Având roțile viratoare pe spate, efectiv se strecoară încât îmi dă emoții în spații înguste că aș putea să ating lateralele din spate. Serios, atât de bine se strecoară încât, dacă nu ești atent, interiorul poate să vină mult mai aproape de stâlpul respectiv. Asta mi se întâmplă, spre exemplu, acasă, unde, deși eu credeam că am o poartă destul de lată, trebuie să fiu foarte atent când intru cu mașina asta. Uite, iarăși mă apropii de o coloană și mașina încetinește, dar dește să preiau eu. Nu se oprește complet. De aceea mie îmi place să o conduc mai degrabă în modul B. Modul B este, dacă ai condus până acum un i3, este un mod cu single pedal în care mașina face regenerare până la 0 și se va opri, apoi are auto hold și se oprește în spatele mașinii din față. Și acum ne apropiem de DN1, unde vom putea să mergem la o viteză, să zicem, de croazieră, în care să vedem ce știe mașina să facă atunci când ești mai degrabă la drum lung. Pentru că dacă ai o mașină executive, pentru oraș, evident, va fi cât se poate de confortabilă pentru VIP sau chiar și pentru șoferi, pentru toți pasagerii, însă la drum lung cauți asta. Și hai să urcăm la 70 de km/h. O să pornesc conducerea adaptivă. Și din momentul ăsta ea poate să facă inclusiv partea de conducere și a dat seama că marcajele erau greșite. Am la dispoziție în momentul ăsta toată tehnologia de care se capabilă mașina, ba chiar inclusiv partea de conducere și de schimbare de bandă. Și din câte știu eu, funcționează cam așa, trebuie să dau o dată și apoi să dau o mică atingere în volan și apoi va reveni în bandă. Teoretic ar trebui să poată să facă lucrurile acestea fără să mai ții mâinile deloc pe volan, asta înseamnă level 3. Însă mi se aprinde destul de repede simbolul acela cu volanul și mă atenționează să-mi pun mâinile la loc. Mașina își dă seama mai multe moduri că nu am mâinile pe volan. În primul rând, lipsește impulsul, greutatea pe care o resimte, dar mai are și niște senzori aici care îmi urmăresc privirea. Dacă vede că nu ești atent, dacă, spre exemplu, îi se pare că ori ai ochii închiși, ori nu ești atent, îți va atrage atenția mult mai devreme. Este foarte atentă la acest capitol. Însă, odată ce te obișnui cu toate lucrurile astea, o să devii cât se poate de relaxat. Pentru că, cu suspensiile astea pneumatice, cu sistemele astea de asistență, vei ajunge mult mai odihnit la destinație. Și nu e vorba doar de scaunele super confortabile, ci este de absența vibrației, absența zgomotelor și de efortul pe care trebuie să-l depui pentru a conduce. Pentru că, da, pe toți ne relaxează sau ne place până la un punct să conducem, dar la drum lung asta înseamnă că ești ca un calculator care tot timpul are ceva de procesat. Creierașul tău la un moment dat va obosi și oricât de plăcut ar fi efortul respectiv, tot este un efort care se acumulează. Într-o astfel de mașină, cu aproape level 3, cu atât de mult confort, insonorizare și sisteme electronice, vei ajunge mult mai odihnit la destinație. Asta este iarăși un mare plus, nu doar pentru că este o mașină electrică, ci și pentru confortul suplimentar adăugat de BMW în mașina asta, iar ambientul, evident, te va face să simți că au meritat banii aia pe care i-ai dat pentru toate opțiunile astea frumoase, nu? La viteze mai mari nu se schimbă mare lucru. Am condus mașina cu 130 și 140 de km/h, dar nu mai mult. De ce? Pentru că altfel nu aș fi ajuns cu 75% din baterie de la Constanța până acasă. Atât mi-a trebuit mie din acest pachet de baterii de 102 kWh. Dar mașina asta este capabilă de sprint, este capabilă de accelerație, adică dacă ți-ai dat seama că vrei să faci depășirea asta, ai lovit accelerația și ai plecat. Și dacă nu ți-a ajuns acest sprint, poți să deblochezi ultimii 50 de cai dacă nu ești în modul sport, apăsând pe clapeta asta și timp de 10 secunde ai 544 de cai în loc de vreo 500, aproape. BMW s-a gândit că este o idee bună să-ți pună o clapețică, una singură, în spatele volanului, sunt convins că are și asta un cost, pentru a debloca ultimii 50 de cai pentru acest boost. Apeși 10 secunde de boost. Și pe head-up display-ul acela color uriaș, văd și asistența pentru trafic, văd viteza mașinii, văd o grămadă de iconițe. Cam ce văd aici pot să văd cea mai mare parte a informațiilor și acolo pot evident să ajustez cât de mult văd în head-up display sau îl pot opri dacă nu vreau să-l folosesc. Ba mai mult decât atât, mașina are inclusiv un mod de realitate augmentată în care o cameră de sus îmi poate arăta imagine aici și pe AR dintr-o dată în bord mi-apare drumul și văd exact ce vede și mașina. Am aici la dispoziție, după cum vedeți, niște marcaje cu verde, care mi-arată că mașina stă pe jumătate, pe mijlocul benzii. Văd că volanul este cu verde aici, acum e cu galben că trebuie să-i dau un impuls. Aici văd viteza pe care, faptul că am conducerea asistată și îmi detectează cel mai apropiat vehicul din fața mea și mi-arată dacă sunt prea aproape de el. Dacă mă duc mai aproape, spre exemplu să zicem că mă apropii destul de mult de mașina din față, o să vedeți că afișajul începe să îmi arate lucrul acesta, o să-mi apară și o linie care mă atenționează când sunt prea aproape de un vehicul din față. Vedeți? și acum ea va încerca să încetinească ca să mă aducă într-o zonă în care să am la dispoziție alea 2 secunde să intervin în caz de nevoie. E foarte faină chestia asta de realitate augmentată. Am mai văzut-o evident și pe modelele de la Mercedes, însă este bine că este și aici. Dacă activezi și navigația, o să apară și săgeți și tot felul de marcaje. Eu insist că este o idee bună să ai astfel de sisteme pe mașină, pentru că nu vei fi întotdeauna la 100% atenție. Când mergi la drum lung, când călătorești, se poate întâmpla să-ți distragă atenția ceva, mașina frenează și singură corectează traseul dacă simte că riști să ieși din bandă, nu te va lăsa, te va atenționa cel puțin dacă vrei să ieși din bandă și să faci o depășire când vine o mașină mai rapidă pe benzile alăturate. Una peste alta, foarte, foarte faină, o experiență plăcută de condus cu toate sistemele astea. La capitolul tehnologie, aici în ecran, widget-urile astea îmi plac în continuare foarte tare, mașina știe vremea, poți să-i dai sursa de muzică, poți să vezi niște informații despre cum se conduce mașina, revenim la chestiile astea, însă, așa cum spuneam, cel mai probabil o să vrei să folosești CarPlay, care pe un ecran atât de mare cu touch se mișcă exemplar. N-am absolut nimic să reproșez, ba chiar poți să modifici chestia asta, să te duci să deschizi o aplicație în ecran complet. Uite, spre exemplu, dacă dau pe Waze, pot să-l văd full sau pot să văd inclusiv cu 2 widget-uri aici. Vreau să dau căutare cu Siri, pot să dau să cânte ceva aici sau orice altceva. Foarte faină interfața asta, nu cred că mai ai nevoie de prea mult iDrive. Eu unul nu mă împac însă cu toate chestia asta, cu degetele, cu gesturile, pentru că dacă aduc mâna către ecran, sigur acționez unul din gesturile alea și un pic mă deranjează un picuț. Dincolo de partea de Android Auto și CarPlay wireless, apropo, lași telefonul la încărcat și poți să-ți conectezi telefonul fără cablu în cazul ăsta. În mașină sunt foarte multe aplicații pe care le poți accesa foarte repede prin căutare. O aplicație care pe mine mă interesează în mod special este evident partea de eficiență. Așa arată de când a fost livrată mașina asta, consumul ei. A făcut 6.900 de kilometri cu un consum median de 32 de kWh la 100 de kilometri. Bun, și așa arată consumul meu de peste weekend. Eu am luat mașina, am mers cu ea vreo 655 de kilometri până acum, am condus-o vreo 10 ore cu un consum median de 26 de kWh la 100 de kilometri. Care, din nou, este un consum destul de mare pentru o mașină electrică eficientă. Este un consum mare, dar este mai mic decât ăla de 35 pe timp de iarnă. Și atunci, dacă știm că avem o baterie de 102 kWh cu un consum median de 26, în condiții, vă spuneam, de mers jumătate din timp în oraș, o treime, să zicem așa, și 2/3 pe autostradă, fără aglomerație, temperatură ideală, anvelope de vară, absolut lejer, mers relaxat, fără prea multe sprinturi, fără prea multe depășiri, poți să mergi până la 400 de km de la 100% la 0. Și este puțin pentru o mașină electrică din 2023. Ar trebui ca aici să fi fost un 21-22 pe timp de vară. O mașină însă mai mică și mai ușoară, spre exemplu cum este un i4 sau un iX3, coboară binișor sub 20 de kWh la 100 de km. Mașina este penalizată așadar de aerodinamică, dar și de greutatea mare a mașinii. Deci, asta este cel mai mare minus al mașinii din acest punct de vedere. Cu toate astea, dacă compari consumul mașinii ăsteia și cât de departe poate să meargă cu un plin, dacă o să ții un motor V8 mare, nu știu dacă o să faci mai mulți kilometri, poate că un rezervor foarte mare, nu știu dacă este neapărat un stres sau o problemă. Vestea bună însă este că poți încărca destul de repede în destul de multe locuri. Uite, spre exemplu, eu am încărcat la Constanța, la Hornbach este o stație e-Charge cu putere de 150 de kW și uite cam așa arată cât am încărcat eu. Pe imagini poți să vezi că am băgat în 37 de minute mai mult decât suficient cât să ajung înapoi acasă. 37 de minute de încărcare, 180 de lei pe curent pentru ce ai văzut acolo pe ecran. Nu mi se pare rău deloc pentru a merge full electric cu o mașină de lux electrică. Aș fi făcut însă același drum, aproape la jumătate, cu un Model 3 sau un Model Y. În condiții de vreme similară, un Model 3 sau un Model Y de la Tesla face consumuri de 15, 16, maxim 18 kWh la 100 de km în regim de autostradă. Și aici apare diferența între o mașină mare, grea, cu un design care trebuie să impresioneze, dar cu foarte puțin respect pentru aerodinamică, și o mașină care vrea să facă foarte mulți kilometri. Cu toate astea, aș mai adăuga câteva lucruri. Trebuie să comparăm mașina asta, n-avem de ales, cu ce se mai întâmplă în piață. Cu ce o comparăm? Singurii ei competitori importanți la nivel european în momentul ăsta ar trebui să fie, în afară de Tesla Model S, ar să fie Mercedes EQS, care are o aerodinamică foarte bună și o autonomie mai mare, are și el unele dureri de cap. Acel hyperscreen este interesant, este mare, dar este și el scump, interiorul este foarte confortabil și foarte plăcut, mașina este și ea deșteaptă, dar este o mașină la fel de grea, cel puțin la fel de grea. Mercedes, pentru a împinge EQS-ul la autonomie și mai mare, poți să ajungi la 700 de km autonomie cu un EQS, va trebui să pui o baterie și mai grea, care duce mașina spre 3 tone. Foarte grea, o mașină extrem de grea cu pachetul cel mai mare de baterii. La capitolul acesta încă mai avem de lucru în Europa pentru a face mașini care să ofere peste 600 de kilometri autonomie, câtă vreme nu optimizăm mașinile pentru a fi 100% electrice. Însă ce înțelege foarte bine BMW este ce își doresc clienții. Dacă ești fan BMW, ăsta este BMW-ul pentru tine dacă vrei să treci pe electric și dacă îți permiți 192.000 de euro. Pentru că are toată experiența BMW. Dar dacă vrei cea mai bună mașină electrică de banii ăștia, mai sunt opțiuni. Și hai să mergem mai departe cu comparativul. Deși comparația evidentă pare cea cu Model S, e bine, trebuie să-ți dau câteva vești. Nu știu dacă știi, dar în momentul acesta, cu ultimele reduceri de preț, un Model S Long Range costă mai puțin de jumătate din prețul acestei mașini. Un Model S Long Range 2023 se vinde în state cu $85.000. Mașina asta este 192.000 de euro. Eu cred că și BMW va să mai scadă la preț, deși nu cred că face foarte mare profit de pe urma acestor mașini foarte complexe și foarte sofisticate, dar face în continuare foarte mult profit de pe urma mașinilor termice. Dar din nou, nu Model S este adevăratul inamic al acestei mașini. Știți care este modelul de mașină electrică ce a câștigat premiul pentru cea mai luxoasă mașină? Nu este nici EQS, nici Model S. Este Lucid Air, care și aceea este mai ieftină, încât poți să-ți iei un Lucid Air și de diferența de bani până la asta îți mai iei încă un Model S, pentru că este undeva la vreo 110-120.000 de euro, un Lucid foarte confortabil și foarte bine echipat. Uite, spre exemplu, cum arăta mașina pe care eu am filmat-o în Las Vegas acum vreo 2-3 luni. Prin comparație cu Lucid, ergonomia acestei mașini mai are multe de îmbunătățit. Nu are spațiu de depozitare sub o capotă uriașă. Portbagajul se deschide și are în continuare accesul unui șeptar clasic. Nu are decupajele acelea laterale, nu-ți permite să încarci chestii foarte mari dacă asta îți dorești. Este doar un portbagaj decent de 600 de litri. Spațiile acestea nu sunt extrem de bine create la ergonomie. Mașina asta este mare pentru a face spațiu pe lățime pentru cei care stau în ea, dar în continuare, tot tunelul acesta central sacrifică extrem de multe spații de depozitare. Aici, de desubt, ar fi trebuit să fie gol, ar să fie spațiu pentru mult mai mult. Sau poate nu ar fi trebuit să fie. Poate e o chestiune de gusturi. Eu vorbesc pur și simplu de eficiență, de optimizarea spațiului pentru a folosi la maximum mașina pe care ai cumpărat-o. Cu toate acestea, este super spectaculoasă și creează niște reacții extrem de puternice și face oamenii fericiți când se apropie de ea pentru prima dată. Dacă avea 192.000 de euro, Damian. Da. Că mi-aș cumpăra mașina asta. Ți-ai luat? Da. Păi are cam orice ai putea să-ți imaginezi, în afară de nimic, adică are tot. Îi face nu doar pe copii, îi face și pe bărbați să se comporte ca niște copii în preajma ei și de aceea are ceva, are un pic de magie, are acel ceva special de la BMW și în continuare sloganul acela cu plăcerea de a conduce și joy, cu bucuria pe care o aduce un BMW, este în această mașină. Și dacă cauți acea senzație de bucurie în mașina asta, cred că o să ai cel puțin alea 6 luni cât durează fericirea după ce s-a întâmplat un eveniment foarte fericit în viața ta. Dacă e pentru tine, încă o dată, mă bucur pentru tine și te felicit dacă îți permiți și vrei să-ți iei o astfel de mașină. Vestea bună este că o vei putea încărca destul de repede și acasă, pentru că mașina vine standard cu încărcător la bord de 22 de kW. Asta înseamnă că o poți încărca complet de la 0 la 100% în vreo 5 ore, câte vreme ai acasă un branșament trifazic și ai măcar 22 de kW disponibil. Vestea bună este că nu vei pierde foarte mult timp nici pe tranzit. Mașina asta se poate încărca rapid de la stații rapide, în mai puțin de o oră, și vei putea să-ți continui drumul câtă vreme ai o stație de măcar 150 de kW. La stații de 50 de kW, cum sunt cele mai multe, va trebui să stai vreo 2 ore și asta pune o problemă dacă vrei să faci un drum mai lung, să zicem de 350 de km. Și mie mi-a făcut foarte mare plăcere să conduc acest BMW i7. Bine, hai să nu terminăm totuși clipul până când nu facem și un launch. Ducem în sport, scaunul mă strânge, apăsăm cu stânga frâna și accelerația la podea. Mașina tremură puțin, este un gimmick, vă spuneam. Eu ți-am zis, te ții. E jos aici. 750 de Nm îți garantează că vei face 100 foarte repede, însă chiar și fără acest launch control, de obicei vei pleca destul de repede, vei fi printre primii care pleacă de la semafor și după ce o să o faci de câteva ori ca să impresionezi pe ceilalți, nu va mai fi nevoie de chestia asta și doar te vei bucura de plăcerea de a conduce mașina asta cât se poate de relaxat. Gadgetul acesta mic te poate ajuta să alimentezi mai multe dispozitive în același timp și nici măcar nu ai nevoie de un computer sau un laptop la care să-l conectezi. Poți să alegi 4 dispozitive pe USB-A și chiar unul cu mufă USB-C. Se alimentează direct la priză și poți să-l ții pe masă și să nu fie nevoie să ții computerul sau laptopul pornit. Se numește Brennenstuhl Estilo USB Multicharger și îl găsești pe GB.ro alături de multe alte produse pe care le-am testat și le recomandăm cu cea mai mare căldură. Și cu asta mă opresc aici. Sper că ți-a plăcut acest clip, lung așa cum ne-am obișnuit în vremurile când mai făceam teste cu mașini. Mă bucur de fiecare dată când am șansa să conduc o mașină electrică interesantă. Spune-mi să mai ajut la comentarii ce vrei să afli suplimentar despre BMW i7. O să adaug în articolul de pe blog fișa mașinii ca să vezi exact toate dotările și informații suplimentare tehnice pentru cei pasionați de cifre. Nu uita să dai un like, un share și un subscribe și până data viitoare să-ți fie numai bine!